Părintele Constantin Necula le-a vorbit ieșenilor ieri seară despre frumusețea lecturii, Lectura frumuseții. Cu prilejul acestei întâlniri, părintele și-a lansat noua carte, Dumnezeu și inima omului, Tihna clipei cu personalități din România. Volumul, alcătuit din 9 interviuri, a fost publicat la editura Doxologia, iar lansarea a avut loc în cadrul celei de-a 28-a ediție a Târgului de Carte Librex. Autorul a discutat despre noua apariție editorială împreună cu lectorul Bogdan Neculau de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Iași. A spus Cătălin că sunt, de fapt, 9 interviuri, 9 discuții, care ulterior au fost transpuse în slovă scrisă. Motivul îl știm cu toții. Unii preferă slova scrisă, unii preferă cartea aceasta frumoasă și ne aducem aminte de cuvintele acelea, le știm, aparem banale. Carte frumoasă, cinste cuite a scris. Mi-a tras atenția, vă mărturisesc, subtitlul Dumnezeu și inima omului, Tihna clipei cu personalități din România. Și da, sunt 9 personalități, 9 experiențe de viață, 9 povești de viață, 9 povești de carieră, 9 modele, dacă vreți, 9 mentori. Se vorbește foarte mult despre mentori în lucrarea aceasta și cred că ideea aceasta de tihnă ne duce cu gândul la ceea ce înseamnă cu adevărat o lectură. Vreau să mă credeți că această, nu-i zic carte, această antologie cu prieteni, ea are continuitate, de fapt, cu Cătălin am mai filmat câteva emisiuni bune. O să ne facem curat să le punem pe curat. Dar a fost și dorința noastră de a spune că trebuie să gândim dincolo de aparențe. Fără îndoială că ne-a costat foarte mult COVID-ul. Erau oameni care au venit la filmare ieșind din sacourile de COVID-are, adică știu bine ce zic. Eu însumi am fost însoțind familii și însoțind foarte mulți dintre cei plecați. Dar îmi dau seama că e ca în situația aceasta războiul Rusiei cu Ucraina. Răul nu poate fi fără sfârșit. E un punct la care răul îi zice ho. De fapt, oamenii ăștia mi-au dat nădejde asta și m-au învățat că a fi profesionist înseamnă nu a citi site-uri, nu a asculta gurile mari, ci a pune mâna și a studia. Cei care doresc să cumpere cărți de la standul editurii vor putea beneficia de o reducere de 20% la toate titlurile. Mâine este ultima zi a târgului de carte.